aflat zilele trecute în studiourile Informația TV, inginerul silvic Marius Cionca din partea gărzii forestiere Satul Mare și-a exprimat convingerea că a scăzut considerabil numărul mistreților găsiți morți pe fondurile de vânătoare din județ. Despăguri se acordă administratorilor fondurilor de vânătoare pentru compensarea cheltuielilor ocazionale de adunare a mistreților morți, prezentarea lor pentru testele privind testa porcină africană, PPA, prelevarea de probe de la mistreții împușcați. 750 de lei pentru fiecare cadavru pentru care s-a făcut anunțarea, de la care au fost prelevate probe și duse la laboratoarele din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, cu completările ulterioare. 500 de lei pentru fiecare cadavru pentru care s-a făcut anunțarea și a fost dus la laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene. 300 de lei pentru fiecare cadavru pentru care s-a făcut anunțarea, de la care au fost prelevate probe și duse la laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare județene. Invitatul emisiunii Audiențe în direct a ezitat să afirme dacă sunt în creștere efectivele de mistreți din județ, în ciuda faptului că o anume revigorare a speciei pare să se vadă. Inginerul Cionca este de părere că abia după evaluarea din primăvara anului 2022 se va putea emite o părere referitoare la evoluția populațiilor de mistreți.